Și vom avea într-o primă lecție o caracterizare generală a neamurilor și o perspectivă a planului Dumnezeu cu neamurile, urmând ca în lecțiile următoare să ne oprim la diferite neamuri, cum ar fi neamurile rudenilor evreilor, neamul moabiților, amoniților, al edomiților, al madianiților, poporile Canaanului, ne vom opri și la triburile lui Israel. Vreau să înțelegem de la început că nu vom face istoria lor aici. Ne interesează doar aspecte caracteristice în vederea extragerii unor învățăminte. Adică să învățăm de la generațiile ce au trecut, să observăm felul în care Dumnezeu a lucrat cu oamenii, dar în același timp modul în care diavolul i-a ispitit, greșelile oamenilor, faptelor bune. Toate acestea spune Scriptura, că evident ne vom folosi de ceea ce este scris, fie că e vorba de evenimente din viața evreilor sau altor neamuri, toate acestea sunt scrise pentru învățătura noastră, de aceea este corect ca să le folosim în lucrarea de studiu biblic. Oamenii au o origine comună. Știți, toți provenim din protopărinții noștri Adam și Eva. Așa cum scrie în Genesa 5 despre cartea neamurilor Adam, toți pot fi înscriși în acest catalog al popoarelor, dar în același timp al oamenilor. Neamurile au apărut după potop din familiile celor trei fii al lui Noe, având ca piatră de hotar turnul Babel. De acolo au apărut limbile și Dumnezeu, care le poruncise și până atunci, încă de la început, să se împrăștie pe tot pământul, atunci i-a obligat să o facă. Și astfel au apărut de-a lungul istoriei neamurile sau popoarele, națiunile, cum vrem să le numim, chiar dacă au avut ca organizare tribală, imperială. Este interesant de observat că oamenii au vrut, așa cum am amintit de la turnul Babel, să fie o singură entitate, o organizare internațională, unică. Și într-un Babilon antic sau modern, încearcă oamenii să se reunifice. Dar, așa ca în Valea Dura, când Nebucadnețar a adunat pe toți, și spune Scriptura că acolo erau, citim din Daniel capitolul 3, diverse naționalități, au fost adunați doar liderii lor, dar ca reprezentanți a acelor popoare, citim Daniel capitolul 3, versetul 3, atunci dregătorii, îngrijitorii și cărmuitorii, judecătorii cei mari, vistierii, lejuitori, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor. Și știți că era un imperiu extins. Dar scrie aici în finalul acestei prezentări, în versetul 29, împăratul își schimbă gândirea, dă o altă poruncă, iată acum porunca pe care o dau orice om, din orice popor, neam sau limbă, ar fi care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșa și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el. N-a reușit să adune toate națiunile sub o cupolă imperială, pentru că Dumnezeu s-a impus și atunci. Așa cum vom vedea, el este stăpân peste națiuni. Este important de observat încă de la început că fiecare neam de oameni are o înzestrare nativă de a fi purtătorul de transmitere genetică a unor moșteniri, a unor coduri specifice fiecărui neam, fie în plan spiritual, fie fizic. Observați, noi, genetic vorbind, îi copiem pe părinții noștri. Și chiar dacă noi românii nu suntem atât de naționaliști, totuși, ținem și noi vrând nevrând la neamul nostru. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu ca până în cartea Apocalipsei să fie
diverse neamuri care să se poată păstra generație după generație. Fie că sunt purtătoare din părinți la copii a unor lucruri bune, cum scrie în Psalmul 78, că Dumnezeu a dat o lege și a poruncit părinților și să învețe nea copiii, fie că este așa cum scrie în Ieremia 16:19, referitor la lucrurile rele, părinții noștri n-au moștenit decât minciună, idol de șerți, care nu sunt de niciun ajutor. Ceva se moștenește. Vreau așadar să observăm mai întâi câteva caracteristici ale neamurilor. În primul rând, să definim termenul. Ce înțelegem când citim în Scriptură, în sute de cuvinte, de sute de ori, cuvântul, expresia neamuri, neamurile, la ce se referă? La diversele limbi și structuri de organizare pe care Dumnezeu le-a așezat pe pământ de-a lungul istoriei, de-a lungul și latul terei. Dar expresia de neamuri apare în Scripturi și ca o noțiune specifică pentru toți neevreii, evrei și neamuri, măcar că și evreii pot fi cuprinși în neamuri, de altfel evreii dintre neamuri provin, nu? Și ei provin din Sem, urmașul lui Noe. În cartea Deuteronom citim despre felul în care Dumnezeu a așezat neamurile pe pământ, capitolul 32, versetele 6-8, și noi vedem că această realitate se păstrează până în zilele noastre, chiar dacă cunoaște metamorfoze accentuate uneori. Deuteronom 32, începând cu versetul 6. Popor nechipzuit și fără înțelepciune, nu este el oare tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă? Adus aminte zile din vechime, socotește ani, vârstă de oameni după vârstă de oameni, întreabă pe tatăl tău și te va învăța pe bătrân și îți vor spune ce? Când cel prea înalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor după numărul copiilor lui Israel. Pentru că Dumnezeu este cel care a îngrijit ca fiecare națiune să aibă o arie geografică de răspândire, să aibă condiții necesare păstrării vieții. Deci noi vom folosi în acest studiu tematica de neamuri pentru toate popoarele, incluzându-i și pe evrei. Chiar dacă ei, așa cum citim în numărul 23, într-un alt aspect, într-o altă ordine de idei, ei nu fac parte dintre neamuri. Ca și lucrarea lui Dumnezeu, dat fiind faptul că a lucrat cu ei separat. Numărul 23:9. Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealor. Este un... fiind vorba de neevrei. Așa spunea și Haman mai târziu, voind să-i acuze și chiar să-i nimicească. Estera 3:8. Este un popor care are legi deosebite, dar aveau și ei legile lor. Erau și ei purtătorii unor gene specifice. De altfel, evreii sunt un popor care, deși fără țară, cum știți, nu s-a dezintegrat mii de ani. Ei au fost foarte diferiți de celelalte națiuni. De aceea a spus Petru, ajungând în casa lui Corneliu, că nu le era îngăduit să umble cu alții și a fost tras la răspundere când s-a întors la Ierusalim. Dar, începând cu perioada de după momentul acela, din nou putem să înțelegem, așa ca și în tematica noastră, că și evreii sunt de fapt neamuri. Sunt și ei un popor ca celelalte popoare, pentru că și ei se trag din oameni care la rândul lor au fost creați de Dumnezeu și n-a început lumea cu evreii. Chiar dacă a fost o perioadă îndelungată în care Dumnezeu a lucrat în mod deosebit în prim plan cu ei. O a doua caracterizare, caracteristică, ceea ce este fundamental pentru orice popor, nu este limba. Limba este caracteristică în plan social. Este religia. Pentru că înaintea Dumnezeu, religia unui om, nu limba lui,
Nu averea, înfățișarea sau alte caracteristici îl poziționează pe om în tabără cu Dumnezeu sau în tabără adversă. Elementul fundamental al unui popor este religia. De aceea evreii sunt diferiți. Au fost. Și când n-au mai fost diferiți prin religia lor, drept pedeapsă, Dumnezeu i-a amestecat printre neamuri. Când și-au pierdut religia, n-au mai putut să se considere a fi speciali și separați. Și Dumnezeu i-a împrăștiat. Dumnezeu a vrut ca ei să fie un popor special. Citim în cartea Genesa, capitolul 19, versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei între toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Se pare că evreii au supraaccentuat expresia veți fi ai mei și n-au accentuat expresia ce a urmat. Tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copilul lui Israel și ei au ținut de ele. În cartea a doua a regilor, capitolul 17, unde apare prezentat sfârșitul regatului de nord, este scris în mod explicit de ce i-a desfințat Dumnezeu pe evrei și au pierdut religia. Au devenit ca celelalte popoare și am prăștia printre ele. 2 Regi 17, citim de la versetul 8. A urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile răduite de împărații lui Israel și ele adoptate de la celelalte neamuri. Și prezint în continuare aceste vinovății. Versetul 13, Dumnezeu a înștiințat pe Israel prin proroci, întoarceți-vă. Versetul 14, ei n-au ascultat. Versul 15, n-au vrut să știe de legile lui, adică de religia care le-o dăduse, de legământul pe care a făcuse cu părinții lor și din științările pe care le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeu lor și au făcut viței turnați, au făcut idol de Astartei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a celor și au slujit lui Baal. Versetul 18, de aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și i-a îndepărtat de la fața lui. Și tot aici citim de la versetul 26 că potrivit politicii de deportare, de mutare a asirienilor, așa cum a fost practicată și în era bolșevică, nu ea sovietică, când românașii noștri din Bucovina au fost duși în alte părți și au fost aduse alte popoare, a fost o politică de a nu se mai putea reconstitui entitățile inițiale, neamurile de origine. Și este scris aici că acele neamuri, citesc versetul 29, și-au făcut fiecare Dumnezeii săi. Nu știu dacă atunci când i-a mutat au reușit să-și ia vreun bagaj cu ei, dar Dumnezeii și-au luat. Pentru că asta este zestrea națională de bază a fiecărui popor, fie că e o zestre care le face cinste înaintea lui Dumnezeu, fie că e una care atrage o sânda divină. Repet, religia este caracteristică fundamentală a fiecărui neam de oameni. Și dă câteva exemple. Cei din Babilon și-au făcut pe Sucot Benet, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Ashima, măcar că nu-i ajutaseră la vreme de nevoie, că doar ajunseseră deportați, ceea ce însemnaseră că își pierduseră tot ceea ce aveau. Versetul 22. Totodată se închinau și Domnului și au făcut preoți ai înălțimilor roați din tot poporul, preoți aceștia aduceau jertfe pentru ei, jertfe de în templele pe înălțime. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. De aici observăm și nu numai că idolatria, în general politeistă, a fost religia tuturor popoarelor care au pierdut legătura cu Dumnezeu cel adevărat. Însă asta întotdeauna a atras mânia geloziei divine. Vreau să citim și din Ieremia, capitolul 2, pentru a observa această caracteristică specifică tuturor neamurilor. Ieremia 2, citim la versetul 10. Treceți în ostroavele chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva.
ce i-a pus Domnul să urmărească cu atenție? Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei? Măcar că nu sunt Dumnezei. Vedeți cât de mult ține orice nație la zeitățile ei, la obiceiurile ei, la ceea ce se prezintă acum cu un titlu aparent nepăcătos, cultură. Numai că, în sens restrâns, dacă e vorba, sau sub o altă conotație, cultură ar însemna o educație. Dar, în general, națiunile și-au păstrat cultura lor păcătoasă, vinovată. Așa cum mai citesc doar un verset în această privință, Mica 4 cu 5. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. Doamne, ajută-ne! Am putea să facem o scurtă incursiune în istorie și să ne gândim la Dumnezeii popoarelor din zona Canaanului, cum țineau fiecare la zeii lor, cum apelau la ei, cum le aduceau ofrande, jertfindu-și chiar copiii. Iată ce valoare aveau în ochii lor acele zeități. Ne putem aminti de Rahela, soția lui Iacov, care a furat Dumnezeii. Probabil socotind după ceea ce ne spune istoria că ei erau purtători de binecuvântare. Putea să intre în posesia moștenirii. Ne întoarcem la profetul Isaia, capitolul 10, pentru a citi că măcar că acești idoli n-aveau nicio valoare în fond, popoarele îi adorau, ba, se și temeau de ei. Ieremia 10, de la versetul 2. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Nu vă temeți de semnul cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiuri neamurilor sunt deșarte. Tai un lemn din pădure, mâna meșterilor lucrează cu secure, îl împodobește cu argint și aur. El țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clate. În Dumnezeu aceștia sunt ca o speritoare de păsări într-un ogor de castraveți. Și nu vorbesc în duș de alții, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei. De ce le spune să nu se teamă? Pentru că popoarele acelea se temeau. Căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Și totuși erau la mare cinste. Să citim și din Noul Testament, Romani 1, unde Pavel prezintă pe scurt istoria umanității sub aspect religios. Citim de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, s-au înnebunit, au schimbat slava Dumnezeu nemuritor într-o icoană, care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare, stârătoare. Versetul 25. Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturi în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin, spunem și noi, slăvit să fie Domnul. Asta a fost așadar atitudinea popoarelor. Au fost determinate de idoli. Oare de ce? Știți că spunea Pavel când vorbea despre cina Domnului că ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor. Vedeți? Asta este marea problemă și o vom aborda-o puțin mai târziu. Într-o altă caracteristică vreau să observăm că istoria neamurilor, ne referim la cei 6.000 de ani ce s-au scurs de la Adam la noi, este o succesiune de forme de organizare care toate au fost distruse în conflictele urii dintre popoare și altor probleme toate aflate sub incidența răului, care n-au permis niciodată atingerea unui stadiu de împlinire, de maturitate, de fericire, de stabilitate. N-a fost nicio formă socială,
fie așa cum le-am învățat noi când eram eu în școală, de la comuna primitivă până la statul socialist, fie într-o altă abordare, nimic n-a fost stabil. Au fost imperii puternici. În istorie au fost cetăți cu ziduri, ne referim la antichitate, fortificați. Au fost frumuseți, acele minuni ale antichității. Au fost amenajări agricole, vorba lui Solomon din Cartea Eclesiastru. Mi-am sădit grădini, iazru, săud, dumbrava. Ce s-a ales de ele? Unde a fost gloria mai mare, acolo sunt ruinele mai mari. N-a rămas, cum spunea Domnul, de templu, piatră pe piatră. A mai rămas ele bolovan peste oaltă, ca în zidul chinezesc, dar n-a fost ceva din punct de vedere a organizării, a localizării umane care să reziste. Au fost acele capitale vestite ale civilizațiilor din America. A fost descoperit de mult acea cetate, Machu Picchu, pe vârful munților, ziduri celebre, aur, comori, toate s-au dus. Dacă ar fi să calculăm, și sunt statistici, câte războaie au fost în istorie? V-am spus că ne vom folosi prin plan de istoria biblică. Știți cum scrie, ce la anul pe când se iau împărații la război. Că și sabia își culegea rodul cum se culegea rodul din arie și din vie. N-a fost niciun imperiu care se mulțumească cu granițele lui la un moment dat. Cum se spune mai mult folcloric, cred eu, decât real, că Macedon a plâns că s-a temut că nu mai are ce să cucerească. L-a cucerit moartea și granițele au dat înapoi. Și dacă mai întâi au încercat perșii să-i învingă pe greci, grecii, ca prin minune, au reportat o victorie, apoi i-au împins ei pe perși. La rândul lor, cum a profețit Daniel, s-au împrăștiat toți. Au venit romanii, cum e văzut în cartea Daniel, o fiară de fier. Dar cât a rezistat și ea? Hoardele barbare, popoarele migratoare și apoi turci, ne referim la Imperiul de Răsărit, la căderea Constantinopolului, toate s-au dus. Vestita Catedrală Sfânta Sofie a devenit Moschea Albastră de la Istanbul, toate s-au stins și n-a rămas nimic în picioare. Iată texte din Biblie care evidențiază aceste realități. Cartea 2 Cronici, capitolul 15. Acest este un cuvânt profetic, pentru că întotdeauna profeții pătrund realitatea spirituală în mod divin. Este tocmai salutul bisericii noastre, mă refer la salutul extins. 15:2. Domnul este cu voi că sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, dacă îl părăsiți și îl va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeu cel adevărat, fără preot care să înveți oameni și fără lege. Dar în mijlocul strâmtorilor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremile acelea, atenție, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strâmtorări. Asta a fost istoria umanității. O frământare continuă. Să ne imaginăm niște copilași care fac figurine din plastelină. Le dau o formă, se supără unul pe figurine celuilalt, îl împinge, le calcă în picioare și apoi iar zic că se împacă așa copiii și fac alte forme. Că doar plastelina permite, eventual își mai schimbă culoarea dacă le și amestec, așa cum națiunile pe pământ au diferite culori, vorba cuiva. Cum să nu fie oamenii și albi și galbeni și roșii și negri, că așa e și culoarea și la pământ. Că din pământ suntem și în pământ ne întoarcem din punct de vedere fizic. O altă referință întâlnim în cartea
profetului Ieremia, citesc din capitolul 25, aici din nou sub cuvânt profetic, Dumnezeu a vorbit despre transformările ce urmau să aibă loc. Și așa a fost în toată istoria. 25, citim de la versetul 8. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi voi aduce împotriva acestei țări, împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor neamurilor de jur împrejur. Știți, nu numai evrei au fost cucerii și sirienii și moabiții și toți ceilalți, ca să facă din ele un pustiu și o pricină de bazocuri, niște dărâmături veșnice. Citim mai departe de la versetul 15, căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel, ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Vor bea și se vor ameți, vor fi ca niște nebuni la vederea săbii pe care o voi trimite în mijlocul lor. Eu am luat paharul din mâna Domnului, l-am dat să-l bea neamurile la care mă trimitea Domnul. Ierusalimilor, cetăților lui Iuda, împăraților și căpetenilor sale, ca să le facă în dărâmături, într-un pustiu, să-i facă de bazocură, de blestem, cum se vede lucrul acesta astăzi, lui Faraon, la toată Arabia, și enumeră, Edomului, Moabului, copiilor lui Amon, tuturor împăraților Tirului, Sidonului, și enumeră până la versetul 26, tuturor împăraților de la miază noapte, de aproape sau de departe, și unora și altora, și tuturor împăraților lumii care sunt pe fața pământului, iar împăratul Șeșacului va bea după ei. Adică se ridica un imperiu, îi distrugea pe toți și apoi îi venea rândul. Următorul învins era cel ce învinsese pe alții. Era ca la Auschwitz, am spune. Echipa nouă care venea, primii care ardea erau pe cei ce fuseseră torționare celor de până atunci, fiind toți sortiți săbiei. Și scrie aici la 31, vuietul acesta ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile. Vedeți de ce este război într-o țară, de ce e calamitate. În anii aceștia sunt și au fost multe războaie. Sunt clasificate pe grade de intensitate a rezultatelor. În Africa sunt mai multe războaie. Observați acum, a apărut un nou stat islamic, un califat, în zona Irakului, a Siriei. Evreii, iarăși, am înțeles că sunt hotărâți să se răzbune pe palestinieni. În Ucraina nu-i liniște. Peste tot probleme și iar probleme. Și scrie aici în continuare, Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi vii și dă pe cei de pradă săbii. Așa vorbește Domnul oștirilor, iată, nenorocirea merge din popor în popor. Și o mare furtună se ridică de la marginile pământului și furtuna asta e tot pe glob. Da, îmi amintesc că în anul când a fost tsunami, la începutul anului a fost o descoperire, eram în biserică la Izvin, un cazan undeva într-o parte a globului, spunea fratele, care ardea și a fost pus un jgheab și se spunea, urmea să fie vărsat pe o anumită parte a pământului. Și nu s-a încheiat anul fără ca să se întâmple așa cum s-a spus. Că toate sunt prevăzute. De aceea Dumnezeu a putut să profețească dinainte. Sub acest aspect amintesc o ultimă caracteristică. Deci pe lângă problemele de azi, în toate neamurile de-a lungul istoriei se adaugă teama zilei de mâine. Adică oamenii au avut întotdeauna un viitor nesigur, care deși era prezis în roz de cei implicați în plan religios, sau promis de cei implicați în plan politic și social, niciodată nu a ajuns să devină o realitate. Noi să știți cum s-a instaurat comunismul în România. Ce ne-au promis? Și în urmă, ne-ați dat seama că a fost o păcăleală. Da, așa a fost de când lume. A fost o propagandă religioasă și una politică, intermediate de una de natură filozofică. Însă oamenii tot timpul au trăit
cu neajunsuri astăzi și cu temeri pentru ziua de mâine. Pentru că așa a spus Dumnezeu când a rostit blestemele. Seara vei vrea să vină dimineața și dimineața de-abia vei apuca să vină seara. Nu vei avea liniște. Așa a spus Dumnezeu lui Cain când s-a făcut vinovat în mod grav față de fratele său. Vei fi fugar pe pământ. Și oamenii și din acest punct de vedere au fost într-o alertă continuă. Că doar noi europenii suntem de fapt o corcitură de europeni cu asiatici. Veniți din toate părțile. Oamenii au fugit fie de război, fie în căutarea a ceva mai bine. Unii, de exemplu, s-au dus din Europa în America cu dorința de libertate, alții în goana după aur. Iar popoarele de acolo au fost restrânse până la nivelul de rezervații și multe din triburile de amerindieni, cum știți, au dispărut. Pentru că oamenii n-au ajuns să aibă fericire și liniște niciodată. Noi zicem acum că oamenii mai de mult erau liniștiți la țară, că n-aveau taxe și nu era stres, dar aveau și ei grijile lor. Am mai spus eu întâmplarea aceea că un om, pare-mi-se, din zona Oceaniei s-a dus în vest și când s-a întors înapoi printre aborigenii lui, l-au întrebat cum e în lumea civilizată și l-a spus groaznic. Au o mașinărie, cu referire la ceas, care își bate joc de ei. Numai să uite la ea și fugă. Trebuie să ajung acolo, trebuie să terminăm, trebuie să facem asta. Și noi suntem liniștiți, ne sculăm după soare, ne culcăm după lună. Dar numai că aveau și ei nevoile lor, nu? Ei nu au baie instalată cum avem noi, nu? Ei nu pot apăsa pe buton să vină curentul, numai că noi să apăsăm de două ori, odată să aprindă lumina și a doua oară apăsăm să-l plătim. Numai că ne arată roșu până o dăm banii. Pentru că nici o societate, nici cea antică, nici cea modernă, n-a fost dătătoare de împlinire. Avem un caz interesant în Cartea Judecător, capitolul 18. Ai fi zis că, în sfârșit, ăștia sărmanii prinseseră o bucată din rai care au scăpat nevătămată. Judecător 18, versetul 27, au ridicat dar ce făcuse mica, e vorba de seminția daniților, și-au luat pe preotul care era în slujba lui și s-au înăpusit asupra laiesului. Atenție! Asupra unui popor liniștit și în pace. L-au trescut prin ascuțișul săbie și-au ars cetatea. Nimeni n-a izbăvit o căcerea departe de Sidon. Și locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alți oameni. Era în valea care se întinde spre Bet-Rehob, fiul lui Dan au zidit-o din nou cetatea și-au locuit-o în ea. Știți cum a fost descrisă cetatea aceea? Doarceți pagina în urmă, versetul 10. Când veți intra în ea, veți da peste un popor care stă fără frică, țara e mare, Dumnezeu ne-a dat-o mâinii noastre, este un loc unde nu lipsește nimic din tot ce este pe pământ. Dar acei oameni ce le aveau pe toate, dintr-o dată n-au avut nimic. Și fiul lui Dan ce-au cucerit cetatea, au moștenit-o mult? Nu, că au fost la graniță și au fost cuceriți, citiți în istoria de mai târziu, frecvent de sirieni și de alte popoare, pentru că nimeni niciodată nu a avut liniște. Să ne gândim la îngrijorările de care scrie în Evanghelie, ce vom mânca, ce vom bea. Și scrie în Luca 12, sunt cuvintele Domnului, el caracterizează foarte clar ceea ce este în inima neamurilor pe pământ, fie ei chinez, american sau ce-or fi ei. Luca 12, versetul 29-30. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Deci cum este mintea neamurilor lumii? Într-o continuă frământare. Să aibă, să fie asigurați. Așadar, să nu uităm, națiunile sunt caracterizate de limbă, dar mai mult de religie, care de regulă a fost un politeism păgân. Istoria națiunilor e caracterizată de războaie și distrugeri diverse. Și în această stare e arătat, e dovedit clar
că n-au avut niciodată împlinirea pe care omul și-a dorit-o odată ce a fost expulzat din rai. Să observăm acum o perspectivă a planului Dumnezeu cu neamurile. Cum privește Dumnezeu la națiuni? Ce plan și-a făcut El cu privire la popoare? În primul rând observăm că Dumnezeu a lăsat neamurilor o viață limitată. Dacă la început a fost sute de ani, ne-a restrâns la sub 100. Și aceasta datorită atitudinii vinovate înaintea Domnului. Oamenii au atras mânia divină. Dar cum au ajuns în această stare? Au fost înșelați de diavolul, așa cum s-a întâmplat în grădina Edenului. Și problema este că înșelarea este religioasă. M-am spus că caracteristica fundamentală a unui popor este religia. Și ceea ce este grav este că diavolul a avut o imixtiune totală la nivel de religie și prin ea controlează popoarele. De aceea am citit în 1 Corinteni 10 cu 20 că ceea ce jertfesc neamurile aparent jertfesc idolilor, dar în fond jertfesc dracilor. Adică oamenii sunt tributari satanei care i-a înșelat. Scrie în Apocalipsa 12 cu 9 ca o caracterizare a diavolului în raport cu umanitatea. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul satana, toate caracteristici ale acestor forme de înșelăciune, de dominare. Acela care înșală întreaga lume. Și în continuare scrie aici de Babilon, în 14 cu 8, că a adăpat toate neamurile, și asta înseamnă religie falsă, politeism. Capitolul 18 cu 3, o altă descriere a Babilonului, după ce spune în 2 că a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a cărui duc necurat, o închisoare a cărei păsări necurate, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Și finalul versetul 23, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta, spune condamnând atât lumea demonică, cât și cea umană vinovată. Și știți ce a făcut religia păgână cu oamenii? Le-a scos din minte adevărul despre Dumnezeu, așa cum am citit în Romani, și le-a introdus o minciună. Oamenii au pierdut cunoștința de Dumnezeu, cum spune 1 Tesaloniceni 4:5, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Sau sunt descrise în alte parte, fiind în întuneric. Lumina fiind o caracteristică a cunoașterii. Și în întuneric oamenii pot fi duși de minte, rătăciți. Diavolul a creat prin diversitate ideea de independență. Fiecare lasă să facă ce vrea. În fond, îi manipulează pe toți. Asta surprinde Pavel în Efeseni 2. Vedeți, diavolul îi lasă pe ruși să gândească într-un fel, pe arabi în alt fel, și fiecare să se laude cu cultura lui. Dar de fapt fiecare e cu minciunile lui, cu idolii lui, cu nebuniile, cu întunecimea minții și nu-l au pe Dumnezeu în cunoștința lor. Efeseni 2, de la versetul 2, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei am și noi toți odinioară când trăiam în poftile firii noastre pământești, când făceam voile firii noastre, deci este o aparentă independență, voia firii mele, fac ce vreau, și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți, pentru că așa cum v-am spus, ura, care în formă maximă ajunge la crimă, i-a distrus pe oameni, de fapt s-au distrus unii pe alții. Întorcând pagina Efeseni 4 de la 17, citim la fel, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii, deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Deci diavolul i-a înșelat și acum oamenii nu mai știu. Ei cred că știu, s-au fălit că sunt înțelepți, se laudă că au libertate și fiecare se laudă cu moștenirea lui, fie ea tribală sau imperială, cum spuneam. Care mai de care, cu portul lui național, cu folclorul lui, dar de fapt toate sunt mit, nu realitate, minciună, nu adevăr.
Și la ce loc de cinste sunt puse, nu? Că până nu era imaginea televizată, am desenat zmei și zâne. De când avem asta, ne-au năpădit desenele animate. Și creștem pe copilași cu poveștile astea. Și chiar nici oamenii bătrâni nu scapă de aceste mentalități nebune. Fiecare țară neamă cu sportivii lui și cât freamăt când e vorba de muzică sau de sport. Dar de fapt toate acestea nu sunt decât o întunecime în care oamenii sunt besmetici și nu găsesc lumina. Asta e realitatea întunericului din jurul nostru. Și Dumnezeu i-a lăsat în întunericul acesta. Dar nu numai atât, la atât se limitează scopul lui. Dumnezeu le-a dat libertate oamenilor. Dar, spune Scriptura, citim în Fapte 17. Vă rog să vă gândiți că aceste cuvinte au fost rostite în fața elitei vremii de atunci. Pavel avea în fața lui pe cei ce credeau că ei sunt buricul pământului. Atena, centru cultural, filozofic, științific al vremii de atunci, cea care a determinat filozofia până în zilele noastre. Fapte 17, la versetul 26, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vreme, a pus anumite hotare locuinții lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să silească, să-L găsească bâșbâind. A bâșbâi înseamnă orică ești în întuneric, orică nu vezi, nu? În fond de aceeași stare. Măcar că nu este departe de fiecare din noi, în sensul că Dumnezeu este accesibil oricărui popor. Și în acest întuneric, în planul Dumnezeu, s-a impus trimiterea luminii, chemarea la mântuire. Că Dumnezeu a iubit lumea, nu doar pe evrei. Văzând besna în care se află, Dumnezeu a hotărât să le trimită lumina. Mulțumim Domnului de bunăvoința sa. Chiar și înainte de venirea Domnului Hristos, Dumnezeu a avut în vedere pe cei ce au vrut să vină la lumină. Spune Scriptura în cartea Maleahii, căci de la răsăritul soarelui până la apusul lui, numele Domnului este mare între neamuri și se arde tămâie curată în cinstea lui. Să ne amintim de oameni care au fost în afara poporului evreu și care totuși au fost credincioși. Nu doar cei amintiți în scrierile cele mai vechi ale Bibliei, ca și un Balam sau Iov și prietenii săi, să ne gândim la un Melchisedec. Da, Dumnezeu cu evrei a avut un plan special, dar asta nu înseamnă că de-a lungul istoriei nu s-a uitat peste celelalte neamuri. Însuși Petru recunoaște și zice, citim din Fapte, acolo unde de fapt se deschide Evanghelia spre neamuri, observați cum sunt aranjate lucrurile. În Fapte 8 apare efectul prigoanei. Și cei din Ierusalim pleacă mai întâi la evrei împrăștiați. Unii nu se opresc aici, se duc la greci. În Fapte 9 cheamă Domnul pe apostolul neamurilor, în Fapte 10 trimite pe Petru să deschidă ușa și în Fapte 11 deja ajung tot la constatarea pe care vă citesc îndată, dar mai întâi 10 cu versetul 34 sunt cuvintele lui Petru: Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam și ne se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Și întoarce în pagina 11 cu 18: Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăința ca să aibă viața, slăvit să fie Domnul. Până să ajungă la diferite popoare lumina Evangheliei, ei au putut fi mântuiți pe baza ceea ce citim de Roman 2, versetele 14 la 16. Când neamurile, și aici ne putem gândi la tot ce am citit în istorie și la tot ce n-am aflat noi încă. Că, de exemplu, cine știe în mod real când s-au dus oamenii pe continentul american, știți că sunt păreri cu un continent unitar care s-a împărțit, că s-au dus pe vremea locutare și alocutare, teoria mormonilor și altora. Nu știm noi, istoria are destule culise. Când neamurile, măcar că n-au lege, adică n-a ajuns la inici legele Moise și alții la care n-a ajuns încă Evanghelia Domnului Hristos,
fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei care n-au o lege și un singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Fapt care i-a putut determina să-L caute pe Dumnezeu, să slujească după cunoașterea lor, avizată de conștiință. Și scrie în versetul 16, și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, adică după aceleași principii, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Dar vreau să observăm în câteva versete că Dumnezeu a inițiat încă din Vechiul Testament și evreii greu au priceput să mătuiască toate neamurile, să ducă lumina la neamuri. Citim Psalmul 67, versetele 1 și 2. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Și asta nu-i privea numai pe evrei, pentru că scrie în versetul următor, ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. În Isaia, care e socotit pe bună dreptate evanghelistul Vechiului Testament, scrie în 42 despre lumina care urma să fie dată tuturor prin Domnul Hristos, despre mântuire, despre faptul că unii vor fi aleși și preoți, Isaia 66, dar în mod deosebit 52, 61, 66 se referă la asta. Sau în profetul Zaharia, din nou ni se spune că multe popoare, 8 cu 22 și 23, se vor alipi de poporul Domnului și împreună vor căuta pe Domnul. Oare s-au gândit la aceste evrei când le-au citit? Dar noi ne bazăm în mod deosebit pe cuvintele Domnului care a spus Matei 24 cu 14, Evanghelia acestei împărăție va fi propăduită tuturor neamurilor. Pentru că Dumnezeu a avut întunericul în care se aflau și a hotărât să le trimită lumina. Și a spus ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Da, Dumnezeu iubește toate popoarele. Și în cartea Faptele Apostolilor vedem cum Pavel, în mod deosebit, la un moment dat spune, Evanghelia va fi trimisă la neamuri. În mod special îmi place un pasaj din Fapte 13, dați-mi voie să vă citesc trei versete, 13 cu 40. 6 la 48. Le spune cu evreilor cu îndrăzneală, cuvântul Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi singuri vă socotiți nevrednici, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Da? I-a iubit Dumnezeu pe popoarele acelea păgâne care se închinau la orice. Popoare care au avut obiceiuri grave, aș spune. Când murea un conducător, trebuia să omoare lângă el mulți care se chinuiau. Au fost popoare unde fetițele, de exemplu, erau omorâte sau trăiau în condiții foarte grele până în secole încoace. Și Dumnezeu i-a avut în vedere pe toți, pe toți negri, pe toți cei galbeni și pe toți, pe toți. Și a rânduit oameni care să ajungă cu lumina Evangheliei la ei. Și condițiile de mântuire sunt general valabile, ascultarea credinței. Mântuirea este prin credință, dacă ascultă, de fapt asta înseamnă ascultarea credinței. Să pui în practică ceea ce crezi, nu să rămână doar la o noțiune teoretică. Citesc din Efeseni, capitolul 3, ceea ce spune Apostolul Pavel în privința aceasta. Versetul 1, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos, pentru voi neamurile. Versetul 8, da mie, care sunt cel mai nesemnat de toți sfinții, mi-a fost dat harul să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Mulțumim Domnului pentru chemarea lui sfântă. Ce altceva mai figurează în planul lui Dumnezeu pentru neamuri? Dacă nu primesc mântuirea, judecata. Și asta planează peste toți cei ce nu vor accepta autoritatea Tatălui. Cum scrie în Psalmul 2, dați cinste Fiului. Poporilor, nu vă frământați, că vi se strâng legăturile.
Dumnezeu a pedepsit popoarele cu un scop să-i trezească, să-i apropie de El, să-i îndrepte. Dar dacă nu vor accepta, urma să vină judecata. Iată niște cuvinte grele din Isaia 30. Să vedeți de ce Dumnezeu a decimat popoare. A fost urmarea judecății. Îi spunea Dumnezeu la asirieni, v-am folosit ca un topor, ca să tai pădurea, că nu rodea. Ei se credeau mari. Și Dumnezeu le-a spus prin profet, voi nu știți că le-am plănuit și că toate astea sunt ca o pedeapsă pentru națiune. Ascultați Isaia 30, versetele 27 și 28. Iată, numele Domnului vine din depărtare. Mânia lui este aprinsă și un pârjol puternic. Buzele lui sunt pline de urgie și limba lui este un foc mistuitor. Sulfarul lui este ca un șivoi ieșit din albie care ajunge până la gât ca să ciurească neamurile cu ciurul nimicirii și să pună o zăbală înșelătoare în fălcile popoarelor. Întoarceți la 34:1. Apropiați-vă neamuri și auziți, popoare, luați aminte, să asculte pământul, el și ce umple lumea cu toate făpturile ei, căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toate oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Și asta s-a întâmplat fie prin distrugere totală, cum a fost cu poporile Canaanului. Știți, 7 popoare au fost distruse. Pe vremea lui Solomon mai rămăseseră câțiva ca robe ai templului sau robe lui Solomon, ca și gabaoniți. În rest au fost distruși toți. Sau au fost dezintegrați, împrăștiați printre popoare, cum s-a întâmplat cu evreii. Și un ultim aspect. Dar aici, la distrugere, dați-mi voie să vă citesc ceva din Ezechiel 25, sunt niște cuvinte, Biblia e foarte importantă. Asta trebuie să citească politicienii și consilierii ca să poată face prognoze și să vină la biserică și să afle, atunci vor putea să știe ce se întâmplă. Ezechiel 25, de la versetul 6, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ai bătut din mâini, și ai dat din picior pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel, de aceea iată, împinând mâna peste tine, te dau pradă neamurilor, te șterg din mijlocul poporilor, te scot din numărul țărilor. Au zis, nu cei de la ONU pot să excludă vreo țară. Dumnezeu e șeful. Cum a zis că Ieremia, te pun astăzi peste țări. Ieremia a fost ca un secretar ONU. De la secretariatul Dumnezeu se decide, țara asta, scoateți-o din schemă. Și aici sunt pomenite 3 țări, le vom studia noi în lecțiile viitoare. S-au desființat, nu mai există. Nu doar ca țară, ca popor. Pentru că Dumnezeu a spus aici foarte clar, te nimicesc, te scot din numărul țărilor. Nimicire cu desăvârșire. Și ultim aspect, pentru cei ce vor fi salvați, pentru cei ce vor accepta mântuirea, de drept și de fapt vor deveni poporul lui Dumnezeu. Și în final nu vor mai fi neamuri, va fi un singur cort, un singur popor, neamul sfânt, neamul neprihănit. Doamne, ajută-ne să facem parte dintre ei. Amintesc în încheiere, ca și o concluzie generală, toate neamurile sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Știți care este una dintre denumirile lui Dumnezeu în Biblie? Împăratul neamurilor. Nu suntem obișnuiți cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, dar el în egală măsură și împăratul neamurilor. Și puteți la neamuri să includeți cele aproximativ 200 de țări că sunt în Organizația Națiunilor Unite. Dumnezeu este împărat peste toți. El le decide destinul. Temă pentru acasă să căutați în Biblie unde scrie că Dumnezeu e împăratul neamurilor. El face planuri. Psalmul 33. El decide ce țară își extinde granițele, care și le restrânge, care rămâne, care vor primi tributul, care vor fi vasali, care va avea progres economic, nu specialiștii decid PIB-ul, Dumnezeu îl decide. Psalmul 33, versetul 10 și 11, Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărcește planurile poporilor, dar sfaturile Domnului dăruiesc pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam, slăvit să fie Domnul. De aceea a zis Petru și scrie în Fapte 4 că se uniseră toți conducătorii lui Israel cu Pilat, dacă era cazul, apelau până la Cezar. Și ce frumos scrie acolo în Fapte capitolul 4 că nu în mâna lor a fost decizia, nu ei aveau votul majoritar, nu ei decideau. Fapte 4, versetul
28, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău, slăvit să fie Domnul, a cărui mână semnează deasupra tuturor președinților. Și atunci ce rămâne neamurilor? O libertate limitată și responsabilă, dar toate sub două beuri, blestem sau binecuvântare, dar astea în așteptare. Dumnezeu nu neapărat binecuvântează azi un bine, nu neapărat pedepsește azi un rău, dar toate astea sunt în evidența lui Dumnezeu. Neamurile au vremea lor, atât, e o vreme limitată, fiecare popor și are cursul lui, îngăduința lui, cum a zis Dumnezeu la babiloneni, 70 de ani și atât, gata. Dau țara asta la Nebucadnețar, la fiul lui și la nepotul său și gata. Trece la alții, nu-s mai vrednici. Iată, atât este libertatea neamurilor. Nu fac ce vor, fac ce pot doar. Și în final, cum spune Matei 25, le va aduna Dumnezeu pe toți, pe toate neamurile. Îi va aduna pe toți oamenii și îi va așeza stânga, dreapta, stânga, dreapta. Veniți, duceți-vă. Are Dumnezeu treabă cu toate neamurile. Da, îndeaproape, toți oamenii sunt în evidența Lui. Slăvit să fie Domnul. Amin.